Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună tort doboș și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Ingrediente. Pentru o foaie de aluat vom avea nevoie de 1 ou, 20 de grame de făină, 10 grame de unt topit și răcit, 20 de grame de zahăr și puțină sare. Pentru cremă vom avea nevoie de 300 de grame de unt la temperatura camerei, 200 de grame de ciocolată amăruie, 200 de grame de zahăr, 3 ouă și 3 linguri de apă. Iar pentru caramel vom avea nevoie de 150 de grame de zahăr, 50 de ml de apă și o lingură de oțet. Pentru această rețetă vom folosi robotul de bucătărie Tefal MasterChef Gourmet. Acesta are 900 de W, un bol de 4 litri, 6 viteze și funcție de puls. Vine în pachet cu un kit de patiserie format din tel, cârlig pentru aluat și paletă pentru amestecat cremele. În plus, tot în pachet găsiți și multe alte accesorii. Voi începe rețeta cu foile, așa că voi pune oul în bolul robotului de bucătărie. Voi adăuga zahărul și foarte puțină sare. Datorită mișcării planetare și datorită formei telului, putem fără probleme să mixăm chiar și un ou. Vom porni robotul și vom mixa foarte bine oul până își va tripla volumul. Oul este gata, cam așa trebuie să arate. Voi scoate acum bolul din robotul de bucătărie. Peste ou voi adăuga untul topit și răcit. Și voi cerne făina. Iar apoi, cu mișcări largi, voi incorpora ușor untul și făina. Cu mare atenție. Voi transfera compoziția într-o tavă de 23 de cm, pe care am tapetat-o cu hârtie de copt. Întind ușor compoziția în toată tava. Am grijă să nu pierd aerul încorporat în ou. Voi da acum tava la cuptor, în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 15 minute. Blatul este gata. Cam așa va arăta. Trebuie să fie subțire, dar pufos. De acest fel. Îl voi lăsa acum deoparte și voi repeta pașii pe care tocmai ați văzut pentru a coace încă 7 foi, adică în total să avem 8 foi gata coapte. Pentru cremă, voi folosi tot robotul de bucătărie Tefal MasterChef Gourmet. În bolul lui voi pune cele 3 ouă, zahărul, eu am zahăr pudră, dar puteți pune și zahăr tos, și voi începe să mixez. Pentru început ușor, apoi la maxim, pentru aproximativ 10 minute, cât ouăle să-și tripleze volumul. Ouăle sunt gata, cam așa trebuie să arate, au crescut foarte mult în volum. Voi scoate acum bolul din mixer. Transferăm ouăle într-un bol pe care l-am pus pe baie de abur. Pur și simplu stă într-o cratiță cu apă care fierbe încet. Voi începe acum să amestec ouăle cu un tel pentru aproximativ 10-15 minute sau până când amestecul se va îngroșa și ne va arde puțin la deget. Când amestecul este aproape gata, vom adăuga cele 3 linguri de apă și voi continua să mixez pentru aproximativ 5 minute. După aproximativ 15 minute, crema este gata. Voi scoate bolul din cratiță, voi adăuga ciocolata și voi amesteca bine, cât să se topească ciocolata și să obținem o cremă omogenă. Crema este gata. Cam așa va trebui să arate, o voi lăsa acum deoparte, iar după ce se va răci, vom continua rețeta. După ce s-a răcit crema de ciocolată, voi pune untul, care este la temperatura camerei, în bolul robotului de bucătărie. Și voi începe să mixez. Măresc viteza. Voi adăuga acum câte puțin din crema de ciocolată. Și voi continua în acest fel până voi termina toată crema.
crema de ciocolată este gata, uitați ce textură fină are, este foarte important să lăsați crema de ciocolată să se răcească înainte de a o amesteca cu untul pentru a nu-l topi. Urmează acum să asamblăm tortul, am aici cele 8 foi pe care le-am copt, voi pune una deoparte pentru că la final o vom îmbrăca în caramel și iau o foaie pe care o voi pune pe platou, pe ea voi pune cam o lingură de cremă, o lingură și un pic eventual și apoi voi întinde crema cu grijă, cât mai uniform posibil. Nu puneți o cantitate mare de cremă, pentru că veți avea nevoie de o cantitate suficient de mare pentru toate straturile, așa că e bine să o împărțiți în mod egal. Voi pune acum cea de-a doua foaie și voi continua să pun foaie și cremă până voi termina toate foile. Am ajuns și la ultima foaie, pe care o voi pune ușor peste. Pun din nou cremă, pentru că tortul trebuie îmbrăcat. Așa că am avut grijă să-mi opresc cremă și pentru îmbrăcat. Și încă puțină cremă pentru rozetele de la final. Voi îmbrăca și marginile. Pun cremă puțin câte puțin. Rotesc platoul și îmbrac tot tortul în cremă. Îl voi pune acum la frigider pentru aproximativ 20 de minute, iar apoi voi face retușurile finale, între timp ne vom ocupa de caramel. Pentru caramel vom pune zahărul într-o cratiță, voi adăuga apa și oțetul, care va face caramelul puțin mai lichid. Voi amesteca puțin și voi lăsa totul să fiarbă până când zahărul se va dizolva și se va transforma în caramel. Caramelul este gata, așa că îl voi scoate, torn caramelul peste foaie, puțin câte puțin și îl întind ușor cu o spatulă pe care am uns-o cu unt. Întind foarte bine caramelul și îl voi lăsa să se răcească pentru aproximativ un minut, două. Voi tăia acum foaia, prima dată în jumătate. Apoi în sferturi. Cuțitul este și el uns cu unt. Și apoi fiecare sfert va fi tăiat în 3 bucăți. Astfel vom obține 12 bucăți. Am scos tortul din frigider și l-am nivelat puțin. Voi face acum niște rozete cu crema care mi-a mai rămas. Voi face 12 rozete pentru că am 12 felii de blat de tort cu caramel. După ce am făcut rozetele, voi pune câte o felie cu caramel, ușor înclinată, și o sprijin de fiecare rozetă. Tortul Doboș este gata, arată minunat, în acest moment îl puteți pune la frigider pentru cel puțin 2 ore sau cel mai bine peste noapte, iar dacă vă grăbiți, îl puteți tăia și acum. Așa arată o secțiune a tortului Doboș, este un tort ciocolătos, extrem de gustos, într-adevăr durează ceva timp până îl pregătiți, dar vă asigur că merită, sper din suflet să-l încercați și voi de aceste sărbători și să vă placă.